spuneam că sunt bucuros să fiu alături de colegii mei din județul Neamț astăzi și cum, la fel cum și ei mi-au fost alături la depunerea candidaturii, la lansarea candidaturii și la Pechea, unde județul Neamț și toate celelalte județe cu filiale puternice AUR și-au adus contribuția la un act de solidaritate. O să fim blocați în următoarele 44 de zile cât avem până la primele alegeri, turul întâi la prezidențiale, și cu campania, dar și cu lucru la casele pe care le ridicăm sau le reconstruim la Pechea. Pentru alegerile parlamentare mergem în aceeași formulă din 2020 și la Camera Deputaților și la Senat. Sunt mândru de colegii mei, de Dumitrina Mitrea și de Sorin Lavric. Împreună am arătat că nu am putut fi cumpărați, nu ne-au putut închide gura, nu ne-au putut opri, deși au încercat și deși vor încerca diferite tertipuri în următoarele 44 de zile. Cheia este loialitate, unitate, solidaritate când e cazul. Putem ridica România, am făcut opoziție, dar nu mai e timp de opoziție acum. Este timp pentru o politică românească, pentru o politică națională, pentru o politică creștină, o politică care să țină și cu românii, să fie și pentru români, nu doar pentru ambasadele străine și la cheremul ambasadelor străine. Oamenii care sunt astăzi în AUR Neamț și-au dovedit loialitatea, integritatea, calmitatea, pentru că am fost provocați de foarte multe ori să ne certăm, să ne dezbinăm. Nu o să vedeți așa ceva la noi. Suntem conștienți de misiunea pe care o avem, de a ridica România din genunchi, acolo unde a fost pusă de conducătorii actuali. Orgoliile personale, vrajba, nu au ce căuta printre noi. Județul Neamț merită mai mult, la fel ca și toată România. M-am săturat să văd nemțeni mai mult prin Italia decât acasă. Putem construi România de mâine, o putem face împreună și am încrederea că prin prisma ingerinței grave pe care judecătorii Curții Constituționale numiți politici au exercitat-o în niște alegeri care trebuiau să fie libere, românii nu vor mai vota cu Nicu și Marcel sau cu celălalt leat de-al lor, cu Mircea Joană. O să-i rog pe colegii mei, doamna Dumitrina Mitrea și domnul Sorin Lavric, să spună câteva cuvinte și dacă sunt întrebări din partea presei, cu mare drag. Bună ziua și vă mulțumim pentru că sunteți prezenți astăzi alături de noi. Mulțumesc domnului președinte pentru încrederea pe care ne-a arătat-o în mod continuu și mie și colegului senator Sorin Lavric. Sunt bucuroasă de echipa care stă alături de mine. E clar că am fi avut nevoie de mult mai multe locuri ca să punem oameni extraordinari care au muncit alături de noi și în campaniile locale și acum la prezidențiale și la parlamentare. Vă mulțumim foarte mult și mă bucur foarte mult că astăzi domnul președinte Simion este la Neamț și este alături de noi. Îi mulțumesc la rândul meu președintelui George Simion că a fost alături astăzi, alături de mine, de Dumitrina Mitrea, de toți colegii mei, de Marius Apopei. Timp de 4 ani, cred că le-am dovedit nemțenilor că eu și cu Dumitrina Mitrea am fost o echipă eficientă aici în județ, dar mai cu seamă în Parlamentul de la București. Sunt încredințat că o să ne dați încă o dată sprijinul și votul vostru ca să avem un nou mandat, numai că de data asta nu vom mai sta în opoziție, AUR va fi la putere, va fi la guvern, ba mai mult,
George Simion va fi președintele României. Era normal să fiu lângă colegii mei de la Neamț, pentru că de-a lungul acestor 4 ani, când spuneau unii și alții că vom avea soarta PPDD-ului, că vom dispărea, că ne vor cumpăra la bucată, eu trebuia să merg prin țară și să formez din nimic o formațiune politică, prima care să țină cu românii. Și alergam din județ în județ, efectiv, să sting incendii. Aici nu prea a fost nevoie să vin și tocmai de asta apreciez și mulțumesc colegilor. Dacă sunt întrebări? Da. Mergi la Piatra Neamț. Doamna Coșoacă nu mai are voie să cânteze, pentru că judecătorul l-a încărcat în discuția. Ce face cu domnul Kelemen, care chiar a cerut în plenul Parlamentului încălcarea Constituției prin autonomie? Domnul Kelemen, care are atitudini iredentiste, inclusiv aici, la granița dintre Neamț și Harghita, are omul lui la Curtea Constituțională. Domnul Kelemen are omul lui la CNA, are oameni peste tot, în toate structurile statului român. Acest sistem care caută să rămână la putere controlează toate instituțiile statului român și de asta funcționează lucrurile atât de prost. Corp la corp nu-și scoate ochii. E foarte greu în momentul când ai o voce distinctă, o voce puternică, să răzbați în lupta cu sistemul lor. Doamna Șușoacă a fost scoasă din cursa pentru aceste alegeri. George Simion stă încă în picioare. Se vor încerca multe mașinațiuni, pe unele le-ați văzut săptămâna aceasta, pentru ca Aur și George Simion să fie scoși din cursă, într-un fel sau altul. Mă aștept la orice, mă aștept la descinderi, la percheziții, mă aștept să fiu ridicat de către procurori. Nu mă sperii și nu îngenunchez în fața nimănui, decât în fața lui Dumnezeu. Turul 2, cu cine vă vedeți? Sau vă vedeți în turul 2? Va exista turul 2? Eu cred că voi fi pe locul 1 după primul tur și aștept să văd care dintre PSD-și se califică, ori Marcel Ciolacu, ori Mircea Joan. Vă mulțumesc, mulțumesc și colegilor. O să mai rămân un pic prin Piatra Neamț până plec mai departe spre Onești și spre București. Mâine voi fi în Oltenia. O să merg un pic prin piață, dar suntem mult prea mulți. Mă bucur de felul în care a crescut echipa Aur. Așa că o să mergem 3-4 colegi prin piață și prin centru să salutăm pietrenii.